protagoniști au fost doi actori talentați ai Teatrului Național din Cluj-Napoca, Ionuț Caras și Cristian Grosu. Ei au interpretat două personaje actuale din societatea de astăzi, un meșteșugar și un reprezentant al unei mari corporații. Meșterul cel tânăr s-a întors la casa părintească, încercând să-și facă și el un rost în viață. S-a pus de îndată pe treabă, încercându-se să-și facă și el un rost. În contextul vremurilor tulburi și instabile economic și social, tânărul se împrietenește cu reprezentantul unei mari corporații. Paragozina e acum în construcție, dar puteți să vedeți locul pe care vom construi această uzină. Eu vă pot servi drept, vă rog să vă urmăți. Această prietenie va schimba însă întreaga existență a tânărului meșteșugar. Subiectul abordat este de foarte mare actualitate și scoate la lumină ceea ce se întâmplă astăzi între omul de rând și reprezentanții marilor corporații care vin să dicteze anumite lucruri, a spus Ștefana Popcurșeu, lector la Facultatea de Teatru și Televiziune și director artistic al Teatrului Național din Cluj-Napoca. Spectacolul a reușit să smulgă la final ropote de aplauze. Scenariul este semnat de Ștefana și Ioan Popcurșeu, iar pe coloana sonoră se regăsesc maramureșenii de la grupul Iza și Cătălin Dumitraș. Piesa este o producție independentă și a fost realizată de Asociația Persona Imagine Tact și Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca.